Cât de integre a devenit justiția după majorarea salariilor judecătorilor și cum au fost afectate fondurile europene de corupție de la noi din țară? Nu cred că pot măsura integritatea judecătorilor. Noi putem să vedem dacă există sau nu cazuri de corupție și pentru noi mai important a fost limitarea imunității judecătorilor, pentru că a devenit posibil instrumentarea dosarelor de corupție în privința acestora și în instanță sunt, dacă eu nu greșesc, 12 cazuri în privința la 12 judecători. Sunt și mai multe cazuri care sunt investigate, înțelegând că noi nu putem să spunem că e un fenomen care a apărut acum. Era un fenomen dificil de investigat anterior din cauza imunităților. De asta nu putem să facem o comparație până la această majorare a salariilor sau după, fiindcă majorarea salariilor a intervenit în legătură cu creșterea rigorilor față de judecători, inclusiv în legătură cu anularea acestei imunități. Dacă e să mă uit peste sondaje de percepție și experiențe proprii realizate de Transparency International, atunci observ că după ce au fost majorate salariile judecătorilor, mita medie estimată pe diferite sectoare în cazul judecătorilor a crescut. Deci eu nu știu dacă a crescut sau nu frecvența sau numărul de judecători care se pretează, însă cu siguranță cei care se pretează la o remunerare ilicită în legătură cu examinarea în instanța de judecată a unui dosar penal, le-au crescut poftele, așa să spunem, atunci când vine vorba de mită. Poate lucrul ăsta să fie explicat și prin inflație, pentru că mită deseori se estimează în valută națională și posibil și asta să fie o explicație, rata inflației care este în creștere. Nu știu, însă cred că până nu vor fi foarte eficient aplicate măsurile disciplinare și de integritate în privința judecătorilor, mărirea salariilor de sine stătător, rezultate foarte mari nu o să ne dea. E o condiție absolut esențială ca să poți cere de la un funcționar mai multe, însă cu siguranță nu este unica măsură prin care poți obține o eradicare a fenomenului corupției într-un anumit sector public.